Palatul Național. Noi suntem stand-up-ul FK. Bine ați venit! Băieți, ei chiar au venit. Ei chiar au venit. Nu mă gândeam că să spun asta acum jumătate de an. Mă bucur foarte mult că ați venit. Asta înseamnă foarte mult pentru noi. Asta înseamnă că voi susțineți comedienii, ați dat o șansă, asta înseamnă că vouă vă place ce facem noi. Palatul Național. Noi am ales cea mai mare sală din Republica Moldova. Deodată ne gândeam la Arena Chișinău. Dar acolo încă nu era gata. Paznicul ne-a spus că da, mușa să fie gata, știți? Paznic lista ca Arestovici, știți? 2-3 săptămâni și am mușa gata, reparația se termină. Da, noi am pornit stand-up național, se numește proiectul nostru. Noi am fost în foarte multe orașe. 4. Aici e cel mai chine. Cine a mai fost la noi la stand-up? Cine este prima dată să aplaude? Băieți, astăzi trebuie să dăm băstă. Azi oamenii nu știu glumele noastre încă. Astăzi o să fie fără înjurături. Stați o leacă, nu plecați, și cu voi. Da. Noi avem diferiți comedianți. Haideți să vedem dacă voi îi cunoașteți. Cine îl cunoaște pe Ghețan? Sunt niște. Multe neamuri are Ghețan, să vede cam sora. Da. Cine îl cunoaște pe Leontev? Sunt. Cine îl cunoaște pe Liulenov? Dar pe Ungureanu, îl știți să aplaude cine? Ei, nu e așa comedian, și cu voi, eu... Aplaudați așa la familie, zice, eu v-am controlat, stați atenți. Noi avem diferiți comedianți, am spus că avem care vorbesc, în limba română, avem care vorbesc și limba ceilaltă. Hai să... Dar nu contează limba, important este să folosești dânsa cum trebuiește, așa... Asta... Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, da, să fie clară poziția noastră, da, noi suntem neutri, slavă Ucraina. Pe noi nici nu ne interesează altceva decât comedie, da, Gheroam Slava. Nu ne interesează, voi să râdeți, asta e treaba noastră, mai mult nică. Mai mult nică. Alisa Bounty, vedeți cum eu... Eu trec așa, întregi, într-o temă în alta, nici nu se observă, vedeți? Cine a văzut video cu Alisa Bounty? Interviu am avut în vedere. Lumea așa mă uită, stați o leagă. Eu tot am văzut și ea acolo spune că părinții cu greu au acceptat meseria ei. Ea ca a mii părinți cu greu au acceptat meseria mea. Când am văzut video pe YouTube, acolo au fost 100 de apeluri nepreluate, dar... Mă sunt un pic la matineu, de tot când sală-s părinții. Și știți, dacă la matineu... Da, mersi. Dacă la matineu sutau așa la mine și... A, vezi? E meu. Am o să uită și, a, vezi? Nu e meu. Este... Da, eu n-am nici împotriva lui Alisa Bounty, fiecare în viață trebuie să facă și poate și el mai gine. Numai că nu înțeleg dacă totuși reprezinți țara la nivelul internațional, da, în domeniul ăsta, de-am fi moldovan că până la urmă. Care Alisa Bounty? Alisa Chișinău de seară, Alisa Doremi, ceva moldovnesc. Alisa Gârleaș. Da. Trebuie să fiți atenți cu online-ul, trebuie să fiți atenți. Foarte multe știri false circulă, da? Foarte multe fake-uri. Trebuie să vă informați din multe surse, așa că unul din cele mai răspândite fake-uri era precum ca să avem și noi mobilizare, da, să ne trimați și noi la armată, la război, dar aici care fac așa fake-uri, ei nu știu că noi pentru patrie, da? Ce înseamnă pentru moldovan patria? Patria, asta e familia, corect? Patria, asta e mama, da? Unde e mama? În Italia, corect? Așa că dacă vin rușii, ne înțelegem cu tăi, să repede plecăm în Italia să susținem patria. Lăsăm lunina aprinsă și aici Maia Sandru singură spune, știi, ca Nadine Doma, cartoane, cu oameni așa, rocking around, Christmas tree. Rusul, uite, normal, oamenii-s pe loc.
Cum vă sunteți? Sunteți bine? Încă nu s-a început stand-up. Super! Îl aduc de urechi. Pe primul comediant, întâmpinați-l cu aplauze. Victor Vizitiu! Bună seara! Eu tot mai des mă dau cu întrebarea. Deși organismul uman a decis într-un moment că bărbații nu mai au nevoie de păr în cap. Nu, serios. Noi facem parte din aceeași specie biologică ca și femeile și lor adică păr le trebuie pe tăt capul, dar nu unii suficient așa, pe bucăți. Nu, serios, noi ca și cu asta și... Cui trebuie covorașul ăsta de la WC-ul în cap? Și cel mai interesant și straniu că pe cap nou păr nu ne trebuie, dar subțiori și la fund cel mai tare trebuie. Mai ales la femei asta. Am început să am grijă de sănătate și am decis să mă las de fumat. Până mă fumam numai țigări parlament, eu știu că astea sunt țigări scumpe, dar pe sănătate nu se poate făcut economie. Și am decis să mă las de fumat prin faptul că ne-am cumpărat mașină. Logica e simplă, că fără mașină trebuie să merg cu transport public, dar trebuie să noi știm că el nu vine la stație până nu ți-a prins o țigară. Da, eu am mașină și câte o leacă mă las de fumat, eu încerc să fiu șofer responsabil și câte o leacă mă las și de băut, dar când mă uit la prețurile de la benzină, îmi pare ca să mă las și de mâncat. Îmi place să fiu șofer, dar uneori ne amintesc cu nostalgie de rutiere, știți? Tare interesant era, țin minte că mergem odată în rutieră și din spate cineva mă bate pe umăr și îmi spune transmiteți, vă rog, și îmi transmite un caseac. După vestimentația mea, ați putut să vă dați seama că mie foarte tare îmi place stilul retro. Eu ador tet și retro, ador vintajul, ador antiquariatul și anume din cauza asta eu până mă trăiesc la bunica. Nu, să înțelegeți corect, nu trăiesc cu bunica, dar eu cu soții mea trăim la bunica mea. Și trăind cu bunica, în asta sunt și plusuri, dar sunt și minusuri. Cel mai mare plus e că nu trebuie cheltuit bani pentru chirie. Dar cel mai mare minus e că bunica e în plus, știți? Nu, de fapt cel mai mare minus e că la noi în apartament e numai sex în șoaptă. Tot sexul care se petrece în apartament e numai în șoaptă. Și eu nu știu cum să-i explic lui bunica că chiar dacă e în șoaptă, noi pe dânsa oricum o auzim. Eu ca tare, nu tare mă întristez din cauza asta, pentru că eu știu că de grabă, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu o să-mi cumpăr apartamentul meu, dați-i pașii lui bunic mea. A să-mi cumpăr apartamentul meu și a să mă mut în trânsul și aia că acolo a să am sex de care vreau eu. De asta zgomotos, știți, cu pasiune, cu urlete, cu țipite. Pe urmă s-o chem evident și pe soții mea încolo și... Și acolo de-am o să creștem copchii. Că noi cu soția ne gătim să facem copchii, adică i-am pus în plan, am început să-i plănuim deodată după nuntă. Pentru că tare gine, știți că până la nuntă spuneți numai neplănuiți. Asta e lege. Da. Aici nu știu de care. Da, noi plănuim să facem copchii și noi pur și simplu vrem să avem copil. Nu vrem să-l facem din cauza că știm de rând cu tătul lumea care de-a moare copchii și ei vor ca noi suferim de rând cu dânșii. Nu din cauza asta. Și în genere mă nervează de-am oamenii ăștia care el având copchil, când ne întâlnim de fiecare dată în zâșii, dar tu și rămâi în urmă când faci un copchil. Și eu de fiecare dată încerc să-i spun, băi, eu am făcut, prost al ieduși tu, înțelegi? Vreau copil și eu tare gine îmi dau seama și cheltuielea să vină odată cu apariția copilului în familie. Eu știu cât tăcele ca de copii, tot e scump.
Elementar un cărușor numai cât costă. Am un cunoscut care pentru cărușor a dat 32.000 de lei. Atenție, 32.000 de lei pe cărușor. Mai pui o leacă și ție o mașină. Și stau și mă gândesc, dar e posibil oare de adus un cărușor din America? Da, o leacă e pălit, dar... Tot cu reparații și de vamare tot mai ieftin decât pe loc. Și-l mai pun pe gaz și înainte. Și încă mă gândesc de pe amul la nume. Și nume să-i pun copilului, pentru că observ că e jelic cu situația asta cu alesul numelui. Noi de mult mergem prin oraș, am văzut o mamă tânără cu doi băieți de gemeni și ei striga pe dânșii, Traian Decebal, veniți la mama! Eu mă uit la ceas, zic, noi și trăim în epoca antică sau și... Ori ei au făcut la McDonald's la Botanica, nu pot să înțeleg. Vreau copchii oricum și până să apară copchilul, eu mă antrenez cu soția mea pe mâță, știți? Noi avem acasă mâță, că așa o decis soția mea, că e puțin păr de aici pe-n tăt casă și mâța trebuie să năpărlească pe tăt locul. Și cel mai interesant, păr că e cât la dânsele, că el rămân eu. Noi nu de mult am scos mâța afară să primble și la dânsa se dă de un motan de ăsta de stradă. Dar noi și facem, evident că ne uitam la dânsă. Mâța dar să uită noi când facem dragoste. Și noi avem dreptul să ne uităm. Eu m-am interesat și ca tare să dai mâța la un motan de rasă costă de la 100 de euro în sus. De la 100 de euro în sus. Un careva motan, să înțelegeți, care sex mult mai avantajos ca mine. Dar noi n-am dat mâță la motan de rasă, pentru că, în primul rând, nu suntem rasiști. Dar, într-a doilea rând, mâța noastră nu a avut 100 de euro. Și... Era nevoită să distreze cu un bomș. O sută de euro, vă dați seama? Vă dați seama și de Guinness s-au aranjat motanii în viață. Nii uneori ne creează impresia că motanii ar putea și directori ideali. Dar ce directori, de atât că n-au nevoie de subaltern, că ei singuri poate și lângă fundul. Cam asta a fost din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez seară plăcută în continuare. Acesta a fost Victor Vizitiu, aplauze pentru el! Bravo! Mergem în forță, iar acum... Am învățat limba română. Aplauze pentru Igor Cipoi! Bună seara! Mă numesc Igor, am 20 de ani și sunt student la marketing. Nu știam ce să fac în viață și m-am dus la marketing, e logic, da? Ca să înțelegeți, la mine, băieți, în grupa, au ales marketing după denumirea. Marketing, asta ce? Ceva din engleză, da? E fain. Marketing înseamnă cu ce? Cu cuvântul market? Market, asta ce? Asta este linela. Linela asta ce? Lucrul meu viitor. Mi se potrivește foarte bine. Și la noi, la economie, toți sunt șmecheri. Toți sunt implicați în business. Acolo băieți vând țigări electronice. Alții în criptovalută. Profesorii vând note pentru examen. Toți sunt șmecheri. Da. Nu vreau să jignesc profesorii mei și să spun denumirea universității, să spun așa ca să nu vă înțelegeți. Eu învăț la UNISINIME, Universitatea nu de stat, nu din Moldova. Da. Toți sunt șmecheri și îmi plac acolo, că ne dă sfaturi, da? Un profesor așa și ne-a zis la lecție. Băi, băieți, din propria mea experiență, nu vă recomand să cumpărați Bitcoin de la 3 din 9. Nu lucrează.
Nu lucrează. Și am avut alte așteptări despre universitatea. Credeam că viața studențească o să fie ca din serialul Univer. Că o să fie fetele lângă mine, alcool, cluburi în fiecare zi. Nu, numai lucru comun a fost că cineva a furat cârnați și iurte din frigiderul meu. De asta eu trăiesc acasă cu familia, nu în cămin. Și universitatea nu este cea mai mare problemă la mine. Uitați-vă la mine, am 20 de ani și la mine la 20 de ani a găsit prostatita. La 20 de ani. Și tatăl meu e medic, a fost la prietenul lui urolog, un bărbat strauniu în vârstă, cu măsteață ca Iacubovici. A fost foarte frică. Am intrat în cabinetul lui, am dat pantalonii jos și el de mult timp privea la coaiele mele așa. Și simplu m-a lovit la coaie. Am rămas uimit. Credeam că el ar zice crutite baraban sau... Poate tata, înainte de venirea mea, i-a zis: băi, el acasă nu spală veselă, tu trage una în coaie pentru profilaxie și gata. Voi râdeți, dar eu am făcut tratament. Am băut pastile, antibiotici, lumânări în curul meu. Vremele grele pentru curul meu, înțelegeți? Și după timp, medic mi-a sunat și zice: alo, salut Igor. Ascultă, eu am încurcat ceva. Tu n-ai prostatit. Tu ai încurcat ceva? Și el îmi zice: tu n-ai prostatită, tu simplu ai prea mult spermă și trebuie să faci mai mult labă. Am rămas uimit. Domnul medic, încă mai mult? Încă mai mult unde? Și deoarece el e prietenul lui tatăl meu, el i-a sunat și zice: alo, salut, cum e viața? Cum acolo, Igor? El faci labă? Poftim? Faci labă? Credeam că el ar zice: dar el faci labă? Dar precis? Dar trimite un video, vă rog. Dar știți, ca minim am justificarea că eu pot să fac labă chiar pe strandul, undeva la stație, da? Eu sunt bolnav, am certificat de la medic, mă licuiesc așa, eu sunt bolnav. Îmi plac milfile și cred că asta este normal. Milf, din engleză, asta e mom, I would like to fuck. Nu orice femeie în vârstă este milfa. Am așa un prieten care arată la orice femeie în vârstă și zice: o, Igor, iată, milfa, sugar mami în gustul tău. Dar acolo stă femeie în vârstă care văd pătlăjele. Acolo nu-i deloc mama, I would like to fuck. Acolo e femeie, tu stă la zeamă și găluși care ea mi-a gătit. Asta e, da. Care e sugar mami? De la sugar ea are numai zahăr ridicat și diabet. Asta, da. Apropo, voi știți că la noi, Moldova, este cea mai populară categorie în porno, e milf. Aplaudați cine măcar o dată a privit la așa un video cu milf? Da. Cu mâinile voastre ați făcut statistică, da? Anume, cu mâinile noastre, da? Cea mai populară categorie Moldova în porno e milf. Amu, e clar de ce noi am ales pe Maia Sandu. Deși seamănă mai mult cu milfa e Dodon, da? Cel puțin din aspectul fizic, da? Am în vedere țiții. Pentru comparație, în Rusia este cea mai populară categorie în porno este hentai. Hentai, asta porno cu fetele desenate. Deci, imaginate. V-ați dat seama că la rușii toate cele mai plăcute lucruri sunt imaginate? Hentai, McDonald's, libertatea cuvântului, toate sunt imaginații. Și cum v-ați dat seama, pentru mine un pic e greu să vorbesc în română. Și asta e trist. Eu nu știu unde este patria mea. Eu nu știu cine eu sunt. Eu vorbesc în rusă,
Una mea bunică din Ucraina, alta din Rusia, dar eu sunt moldovean. Știți, eu canesc cafea 3 în 1. Toate trei componente în mine, cafea, zahăr și lapte, da, la gusturi cum e rahat. Și eu cred că eu am ales rudele nepotrivite. Din cauza că rudele mele din Ucraina am un fug de la război, rudele mele din Rusia am un fug de la regimul lui Putin. Rudele mele din Moldova fug după vaca care a intrat în pupușoi. Dar eu fug de pe scenă, îmi iau rămas bun și vă doresc o seară plăcută. Aplauze pentru Igor Cepoi! Bravo, Igor! Iar acum, aplauze furtunoase pentru Dmitri Leontiev! Bună seara, dragi prieteni! Dumnezeule, ce tare sunteți! Dobri večer! Спасибо. Мне нравится жить в Молдове, потому что Молдова очень красивая страна, а еще Молдова аграрный край. В Молдове фрукты вообще везде. Везде фрукты в Молдове. Даже в комментарии к моему выступлению один мужик написал: «Аста есть и как катку пержи». Я воспитанный человек, написал ему «Пофте Мария». Меня не привлекают парни, но я не понимаю жестких гомофобов. Я даже считаю, что нужно легализовать однополые браки, потому что ребята спалились. Я считаю, надо легализовать однополые браки, потому что гей-свадьба — это очень выгодное экономическое мероприятие. Потому что гей-свадьба — это единственное место, куда ты без зазрения совести можешь прийти к умы на энкур. Там даже так и надо. И у меня друг спрашивает: «Димас, а вот ты на словах такой толерантный, а что будет, вот если твой сын, который у тебя когда-то будет, придет к тебе и скажет, что он гей, поменяется твое отношение к нему или нет?» Ну, я хороший отец, если мой сын придет ко мне и скажет, что он гей, мое отношение к нему не поменяется. Как был в детдоме, так и будет. Похлопайте девушки, которые любят шопинг, только честно. Да. У меня есть подруга, очень любит шопинг. Недавно купила права на трактор. Я спрашиваю, зачем? Она говорит: на всякий случай. И это странно, потому что я понимаю, если бы еще парень купил права на трактор на всякий случай. Ну, типа, вдруг какая-то девушка рядом случайно скажет слово 300, а ты как раз тракторист. Женщина, есть документики. Пожалуйста. Пытался сидеть на ПП, два месяца сидел на ПП, паштет и пельмени, топовая тема. И трудно питаться правильно, потому что я очень люблю сахар, люблю сладкое. Я в детстве был избалован сладким, потому что дома в детстве было очень много конфет, ну, из-за папиной работы. Потом его уволили с кладбища. Я до 20 лет жил в Тирасполе, а Тирасполь — это столица маркетинга. Я в Тирасполе увидел одну рекламу очень странную. Большой билборд, и на левой стороне изображен iPhone, и ниже подпись: память 256 гигабайт. А рядом, с правой стороны, изображен надгробный памятник и подпись: а это вечная память. Я подумал, это странно, нельзя сравнивать памятник и iPhone, потому что ни разу не слышал ни одной истории, чтобы какая-то бабка насосала на памятник. Хотя я предлагал. Такого не было. Обидно. Еще обидно, когда медицинский диагноз рушит все твои планы на карьеру. Я в детстве мечтал работать свадебным ведущим в Молдове, но врачи обнаружили у меня самоуважение. Ничего не вышло. Я еще считаю, что очень много проблем в отношениях из-за того, что люди друг с другом не разговаривают. Да. Я как-то ехал в троллейбусе рядом с парой глухонемых.
И они общались на своем языке жестов, мило беседовали. И в какой-то момент женщина показывает мужу вот так. Ну, он как бы особо не шумел. И вообще не знаю язык жестов у глухонемых, поэтому, когда я еду где-то в транспорте рядом с глухонемым, я стараюсь на всякий случай не двигать руками, чтобы не ляпнуть что-то лишнее. Знаете, боюсь, буду ехать рядом с глухонемым, в какой-то момент почешу нос, и он такой: «Ты кого педиком назвал?» Прямо вслух скажет. Так, я не употребляю наркотики, потому что наркотики-то ужасно дорого. И я как-то выступал в реабилитационном центре для людей, которые боролись с зависимостями, и там были разные люди. Там были бывшие наркоманы, бывшие алкоголики, бывшие игроманы. И забавно, что все они друг на друга смотрят, как на каких-то странных. Я общался с мужиком, который 15 лет сидел на героине, и он говорит: «Не понимаю этих игроманов, что им некуда деньги девать?» Я говорю: «Ну да, ты-то знаешь, братан». И я лично ничего не имею против, каждый выбирает сам, употреблять или нет, но мне не нравится, знаете, когда некоторые люди из молодых пытаются это приукрасить как-то английскими словечками. У меня друг есть, который в университете начал употреблять наркотики. Я говорю: «Чувак, ты наркоман?» Говорит: «Димас, я не наркоман, я open mind». Это так не работает. Нет такого, что полиция накроет бордель, и проститутка такая: «Я не проститутка, я suck your dick». И то, проститутки — великие люди. Давайте им похлопаем. Я хочу, чтобы... Сейчас интересно, как женатые хлопают. И жена такая: «Давай, давай, похлопай. Будешь жить у них потом». Кого-то ударили на первом ряду в натуре. Да, проститутки — великие люди, это без иронии, потому что проститутки сделали счастливыми многих людей. Например, меня... Да, у меня была история, на самом деле, реальная. Я как-то был у проститутки, и я не был особо верующим человеком, но я носил тогда еще крестик. Я тогда подумал: блин, если я у проститутки, надо лучше снять крестик, чтобы Бог не видел. И проститутка это увидела, начала смеяться, говорит: «Да ладно, расслабься, до тебя был батюшка». Там крестик побольше. Я честно за легализацию проституции, потому что проститутки, они... Сколько одиноких людей в зале. Я за легализацию проституции, потому что, ну, они не могут работать в открытую. Им приходится шифроваться, писать в инсте, что они нутрициологи. Так, если в зале есть нутрициологи, не надо меня после концерта сажать на авокадо. Вы же понимаете, что это все для шутки? Нутрициологи же умные, да? Додуматься накрошить банан в овсянку — это надо уметь. 2 года назад общался с другом, была пандемия, мы общались с другом, и он как-то мне задвинул следующую мысль, говорит: «Слушай, Димас, сейчас вот пандемия, и хорошо, что мы неизвестные артисты, потому что у известных артистов, ну, слетает концертный график, ну и как бы нет выступлений, а мы неизвестные, и у нас ничего не отменилось. Повезло нам, да?» Я говорю: «Да, повезло. В натуре повезло». Потом он говорит: «Слушай, Димас, а вот сейчас просто пандемия, и у многих бизнес закрывается. Ну, рестораны, заведения всякие, кафешки закрываются из-за пандемии. А у нас как бы не было никакого бизнеса, и ничего не закрылось. Повезло, да?» Я говорю: «Блин, второй раз повезло. Как-то везет и везет, блин». Потом говорит: «Слушай, Димас, а вот повезло нам, потому что сейчас пандемия, и многие в отношениях люди, они расстаются, разводятся, не выдерживают проверку вот этим вот совместным проживанием, а у нас ни девушки, ни жены нет. Повезло нам, да?» Я говорю: «Да, братан, нам повезло, давай уйдем с крыши, то может не повезти». Я, честно говоря, один раз в жизни думал о самоубийстве, один раз, но меня спасло волшебное слово на букву «Л». Лень. Расскажу, как это было. Я иду на кухню, думаю, сделаю это ножом. Сделаю это ножом и вижу, что единственный нож лежит в раковине грязный. Я думаю, сейчас его мыть. Ладно, поживу. Но если серьезно, то если у вас есть такие мысли, обратитесь к специалисту или к друзьям, поговорите.
Так, еще хочу поделиться с вами откровенной такой историей. Дело в том, что у меня есть профдеформация. Дело в том, что когда происходит какое-то трагическое событие, подсознание само пытается придумать на эту шутку. Я не при чем. Объясню вам на одном примере. Полтора года назад в Молдове было трагическое событие. Покончил с собой музыкант Юрий Садовник. И как адекватный человек, естественно, я подумал, блин, я соболезную его родственникам, это ужасная трагедия, жаль, что так случилось. Но в то же время подсознание внутри меня говорит мне, Димас, напиши шутку, дело раскрыто, убийца Садовник. А мне жить с этим? Еще есть профдеформация такая у людей, которые работают комментаторами. У меня есть друг, который работает комментатором, и он очень экспрессивный, максимально. То есть, когда я слушаю, как он комментирует матч, это всегда что-то типа такого. Опасный момент, какое напряжение, это невероятно просто, какой ужас, какой накал страстей. А я говорю, чувак, ты комментируешь молдавский футбол, им самим пофигу вообще. Я подумал, а что если бы он комментировал что-то, ну, не молдавский футбол, а что-то, ну, такое же мертвое. Например, если бы был комментатор на похоронах. Как бы это звучало? Комментатор на похоронах. Типа, добрый день, мы сегодня здесь с вами собрались, и опасный момент был вчера, собственно, поэтому мы здесь и собрались. На поле выходит родственница покойника, использует запрещенный прием, перечисляет все положительные качества покойного. 1-0, один человек заплакал, затем на поле выходит плакальщица. Плакальщица использует еще один запрещенный прием. Унтититуч! Плачет еще три родственника, счет 4-1. Следом на поле выходит батюшка, самый высокооплачиваемый игрок. Батюшка счастливый, довольный, видать, от проститутки. И после этого к могиле выходит дядя покойного. Дядя покойного хочет кинуть горсть земли в яму, но промахивается, руки дрожат. Вчера была кумытрия. Тяжелая неделька. Ребят, спасибо, будьте здоровы, пока! Аплаузы для Дмитрия Леонтьев. Акум. Întâmpinați-l cu aplauze direct din Troșeni, Marin Madan! Nu știu dacă știți, dar unul din președinții Chinei niciodată în viață nu și-a spălat dinții. Și-o motivat asta prin fraza tigrul nu își spală dinții niciodată. Eu m-am gândit nice tehnică și atunci când un bunel mi-a șerut locul în transport public, i-am spus ursul nu dă locul în transport public niciodată. Mi-au venit facturile, eu le-am aruncat cu fraza vulturul nu achită facturile. Directorul m-a sunat, Marin, deși nu vii la lucru, i-am spus, stop, taurul nu se duce la lucru. Numai că eu am uitat cea mai importantă chestie, eu așa n-am putut mult să o țin, pentru că eu nu sunt China, eu sunt Moldova. Dar în Moldova și dacă pot să fie asociat cu niște animale, asta atunci când tu trebuie să lucrezi ca un cal, cu tine îți comporti ca un câine, tu de la asta îți bei ca un porc, niște bâși se lege de tine să-ți facă fingal și tu acasă încă te duci și e rage la tine ca o jită. Moldovenii încă totuși sunt foarte educați. Voi nu vă dați seama și de educați sunt moldovenii. În Europa, de exemplu, dacă doi oameni pe drum se pălesc unul altul întâmplător, îi încep foarte agresiv unul altul. I'm sorry. No, no, I'm sorry. No, I'm sorry. No, I'm sorry. Da? Și reiese din teta asta, ei amândoi sunt vinovați. În Moldova, dacă doi oameni se pălesc unul altul pe drum, ei se opresc, se uită unul altul în ochi, tac și se duc mai departe. Știți de ce? Pentru că nimeni nu-i vinovat. În Moldova, în genere, nimeni nu-i vinovat în nică. Să țineți minte. E sărac eu, de atâta că țara e săracă. Beau de atâta că bunelul a băut. Asta tot e genetic, asta nu eu.
Nu lucrez să-s împotriva sistemului. Mănânc de pe jos să-s eco-friendly. Noi de mult am aflat despre emisiunea Zvezde în Africa. Acolo gen conceptul e așa că vedetele în Africa se luptă pentru mâncare. Gen ha-ha-ha, în Africa nu-i mâncare, stereotip. Da? Haideți să facem Zvezde în Moldova. Unde Scarlett Johansson și George Clooney se luptă cu bunicile pentru un loc într-o lebuz? Unde DiCaprio și Brad Pitt prin agenții diferite se întrec? Cine primul să aibă pașaport român? E în decembrie, dar e în ianuarie. Unde Robert De Niro trebuie să supraviețuiască timp de 20 de zile cu 500 de lei. El se uită la asta și zice, oh my God, eu vreau în Africa. Unde Elon Musk trebuie să lucreze o săptămână taxator. Omul care a inventat tehnică, care înlocuiește mii de oameni, trebuie să înlocuiască un aparat. Ca Tibeta Coie, Elon Musk. Cum s-ar spune, de pe un electrocar pe altul. Dacă tot am vorbit de electrocar, eram în trolebus, eram în ambuteiaj, situații strane se întâmplă în trolebus. Și lângă mine se așează un om foarte agitat, se uită la ceas și într-un moment dat intervine cu noi întârziem. Eu zic, noi? Nu, bratană, tu întârzi. Eu nu întârzi nicăieri. De ce tu faci problema ta, problema mea? Eu doar nu mă așez la tine în transport public și zic că noi avem credit. Azi e ultima zi, te rog. Trebuie de achitat. Și noi des nu înțelegem deloc frazele care le folosim. Nu înțelegem, nu intrăm în esență. Vă dau exemplu foarte simplu. Am fost nu de mult iar la magazin, am dat câți bani trebuie și pe mine mă întreabă, aveți 5 lei? Și eu zic, n-am, din păcate. După asta ies din magazin și mă gândesc, dar din care păcate eu n-am 5 lei? Eu m-am îmbulbat sau am râvnit la soția apropiului meu și ea nu mi-a influențat la faptul că eu n-am 5 lei. Și fix așa noi nu intrăm în esență la și nouă ni se spune. Situația asta clasică, când se întâlnesc două cu metri, una povestește bârfi din sat, dar alta e intrigată de Doamne ferește, zice, ei da cu metri, ei da cu metri, nu mai spune, nu mai spune, ei da, nu mai spune, dar asta continuă și îi spune. Asta de-a mă înșepi cu... Ei, da, Doamne ferește! O, cum s-a întâmplat una ca asta? Nu mai spune, ei, da, cu mătră, nu mai spune. Asta continuă și îi spune. Asta de-a mă în lacrimi. Te rog, cu mătră, nu mai spune, te rog. Nu mai spune la tățatul că îmblu în alev. Femeile încă au prea multe așteptări câteodată de la bărbat și relații. La un prieten de-a meu, fără un pișor, nu de mult prietena s-a dispărțit cu fraza... Scuze, Ion, noi nu putem fi împreună, în relația noastră ceva n-ajunge. Și tot folosit aluzii de astea groase. Înțelegi, Ion, noi nu mergem la același pas. Unde nu-i cap, vai de pișoare, Ion, înțelegi? Dar și-o crezut ei, când au început să întâlnească, el tot n-avea jumătate de pișoare. Ei și-o crezut că el e și-o pârlă, că el a să-i crească la loc. Femeile încă sfință de astea cu o mie de întrebări. Unde ai fost? Ce ai făcut? Și temperatură ai avut? Cât cir de păr ai avut în cap? Eu zic, precis era situația asta cu Adam și Eva, când Eva îi zice, Adam, Adam, uci copac frumos acolo în vârful dealului, uci și frumos el. Eva, Eva, ne-o zis Dumnezeu să nu dăm întrebări de dânsul, gata, vse, s-o închis. Adam, nimeni nu ne vie, te Adam, haide, mă uite până încolo. Eva, te-ai închis, gata. Da, pe tine mereu, Nic, nu te interesează. Drept ne-o zis mama să mă însor cu Slavic. Care Slavic, bolnavă, suntem doi pe pământ. Eu tot așa, odată mă ducem la farmacie, pentru că prietena mea avea acele zile, iar eu nu.
Și dacă eu pot, eu mă duc. Și nu era incomod să spun despre ce am nevoie. Am hotărât să o fac într-un mod mai metaforic, mai poetic. Vin la doamnă și spun, bună ziua, cer scuze, n-ați avea, vă rog, niște albinuțe, la prietena mea plânge Floricica. La care doamna și în vârstă, în stare de eror, s-a uitat la mine vreo 3 secunde și după asta mi-a zis, băietul, tampoane străbesc sau și zi normal, și-ți trebuie. Eu zic, da, dați-mi albinuț de 3 picături, vă rog. Am luat albinuțele, m-am suit cu dânsele în autobuz, dar eu încă-s paranoic la mele. Nini spărie că ele cumva scadă sau cineva să-le vadă și dacă asta se întâmplă în autobuzul din sat, gata, eu pe toată viața rămân marin 3 picături. Acolo știți încă microbuzul, dacă ați treacă pe lângă casa mea, oamenii să-i zic șoferului, oprește acolo la colț, la 3 picături acolo la colț, oprește. Sau așa undeva la sărbătoarea să ajung rândul la mine cu turnatul și să mă întrebe, Marin, ți-o în 25 sau în 50 de grame? Precis găsește deșteptul ăsta care zică, nu, lui 3 picături. Mersi mult cu voi, a fost Marin Madan, aveți grijă de voi! Acesta a fost Marin Madan, aplauze lui! Bravo! Mergem mai departe, iar acum un comediant care al noi răspunde de umorul intelectual. Aplauze pentru Serghei Vulcănescu! Добрый вечер, всем привет, привет, привет. Недавно смотрел порно с карликами. Хотя обычно смотрю один. Решил начать с чего-то коротенького. Я раньше не выносил детей, просто не выносил. Поэтому меня уволили из пожарных. Как-то познакомился с девчонкой онлайн и только при встрече узнал, что она на один глаз слепа. Было неловко с ней сидеть на 3D-фильме. Поэтому мы вышли из кинотеатра, получается, взглянули на фильм буквально одним глазком. И не очень нравились мои шутки. Хорошо, что она еще мой смех не видела, потому что я стоял справа. Да. Но согласитесь, тяжело не смеяться, когда девушка смотрит на тебя как голубь. Потом я познакомился с другой девчонкой в интернете. Знаете, на фотографиях просто шикарно. Грудь, попа, такая прям София Ротару, знаете. Но когда мы увиделись в жизни, в кафешке, она вообще не такая. Она такая, знаете, немножко вот эта вот, немножко очень жирная. И я не выдержал. Она не так выглядит. Я не выдержал и спросил на годовщину. Слушай, это на фотографиях, это же был фотошоп, да? Она говорит, это не был фотошоп, это был позинг. Парни, похлопайте, кто знает, что такое позинг. А теперь, девушки, похлопайте, кто знает, что такое позинг. Смотрите, сколько пухлых ладошек захлопало, слышите? Я сейчас объясню. Позинг — это умение так позировать на фотографиях, чтобы скрыть свои минусы. Сейчас покажу самый частый пример. Смотрите. Передняя нога спереди, на носочке. Это рука на пояс, чтобы сжать жирный бок. То есть вообще ничего не видно. Ты его сжимаешь, и все шикарно.
Поскольку опора идет на заднюю ногу, передняя нога расслаблена, и жирок тоже свисает. И спереди выглядит нога тоньше, чем есть на самом деле. Я сам так встал перед зеркалом и... Ничего себе, ну... Вообще не набрал за карантин, на самом деле. Я даже такую фотографию выставил в Инсту. Мне начали какие-то геи писать. Ну, как писать? Отвечать. Но все равно... Все равно результат есть. Мне интересно, а вот на первом свидании девушки вот так же стоят и ждут парня? Что? Привет. Привет. Куда? В Тукана? Да, давай, пошли. Можем погулять вообще без проблем, да? Парням не зачем врать на фотографиях. Но только если не фотография члена, потому что на фотографии члена хочется, чтобы он выглядел посерьезнее. И знаете, что девушки понимают размер члена только в соотношении с рукой, которая его держит. Тут есть небольшой лайфхак. Просто нужно найти дома младшего брата. Младшего брата с маленькими ручками. С маленькими ручками и очень большим членом. И просто сфотографировать. У всех же дома есть такой, нет? Я живу с девушкой уже несколько лет. Мы ссоримся. Чаще всего из-за того, что она не держит свое слово. К примеру, она говорит, ты можешь менять в доме все, что хочешь. Главное, чтобы тебе было комфортнее. Ну, я... Когда она ушла на работу, поменял дверной замок. Гораздо комфортнее, знаете. Мы как-то гуляли вместе и увидели мопса. А знаете, они очень странно и громко хрюкают. И она говорит, даже не представляю себе, каково это жить с таким. Наверное, как со свиньей. Я такой, ну, я представляю. В другой раз увидели постер, где написано, мол, цел, минутиши интернет-дублу. Я говорю, смотри, я прочитал, как минетиши интернет-дублу. Потому что я профессиональный комик. Она такая, может, ты так прочитал, потому что это твое подсознательное желание? Я говорю, что? Ты в своем уме? У меня и так 20 гигов. Что? Бабы. Кто слышал выражение «девушка должна быть королевой в обществе, хозяйкой на кухне и проституткой в постели»? Слышали такое? Мне досталась проститутка на кухне. Она ничего там бесплатно не делает. Проститутка на кухне, но королева в постели. Тоже мертвая лежит. Только не надо ее жалеть. Она умерла в 96 во дворце, да? Я, дай бог, доживу до 60 и сдохну на чеканах. Это меня надо жалеть. Похлопайте, кто помнит такие жвачки, как Love Is. Классно, я постоянно их в школе дарил одной девчонке. Все думали, что я в нее влюбился, у меня просто изо рта воняло, кошмар. И помните эти милые наклейки, типа «Любовь — это вместе греться зимой под одним одеялом». Я подумал, почему нет такого варианта для взрослых? Типа, любовь — это когда парень перед сексом кушает ананас. Или любовь — это когда во время секса ты притворился, что не услышал, как она пукнула вагиной. Я к такому не был готов. В первый раз, когда я такое услышал, подумал, ну все, блин, сдувается.
Сейчас начнет летать по комнате, как шарик. В следующий раз, когда я это услышал, сказал: «Солнышко, не переживай, это абсолютно естественно, здесь нечего стесняться». Она говорит: «Так это ты». Я говорю: «Знаю, просто...» Поэтому я говорю: «Здесь нечего стесняться, просто открой скорее окно». Кстати, парни, совет: не стоит повторять все, что видели в порно. Не, я одной девчонке плюнул в лицо. Но... Она так охренела. Выбежала из троллейбуса. Я даже имени не успел узнать. Она сама виновата. Несла какую-то чушь про собак. Что-то типа «Акитац такса». Не знаю. «Акитац такса». Что ты хочешь? «Акитац лабрадор». Что ты хочешь от меня? Всем спасибо за внимание. Меня зовут Сергей Волконецкий. Приятного вечера. Acesta a fost Serghei Vulcănescu. Aplauze lui. Bravo. Mergem mai departe. În continuare, vă rog, aplauze pentru Alexandru Ghețan. Așa, bună seara. Oameni buni, eu sunt din sat, am sat ziua de sâmbătă, zi de baie. Și zi de ușigani. Și normal că de baie, pentru că după ce te uși, îți trebuie speli, că este sânge. În fiecare zi de sâmbătă este ușigani. Dacă într-o zi de sâmbătă nu e ușigani, înseamnă că ziua așa e joi. Sâmbătă trecută am fost în sat și acolo surprize, surprize. Ușigani cam vremurile bune. De la cetăți a început, unul a cerut de la altul o țigară. Și ăsta i-a zis: «Dar eu nu fumez». Și ăsta i-a zis: «Dar și eu te întreba dacă fumez sau ce?» Eu ți-am zis: «Dă o țigară». Și l-a împins. Mai pe scurt, lua aici care au fost împins, eu au venit frațo, când au venit Vichea în bar, par contrat McGregor. Cheptul lui a intrat amu, Vichea peste două ceasuri. Și Vichea numai a venit și a zis: tu, afară. O ieșiteți afară, dar știți cum, nu mai ies afară și gata. Unu, antrenează gâtul. Unu, pumnii. Profesorul de educație fizică, stă-te șpagat. Unu învârte la teasca, am zis: «Domn primar, du-te acasă». Și chiar la miez de noapte îi se învârtești la teasca în centrul satului. Zici. Și evident că în tăte ușigările astea, când vine câte o femeie, câte o muiere de asta care e: «Cristi, nu te băga! Cristi, nu te băga!» El crede că dacă Cristi i-a câștigat cu coșul în clasa a patra, el e terminator pe viață. Și în timp ce Cristi nu te băga, ești la uciut, Cristi i-a dornit pe scări la primărie. Evident, îți termini când vine uceascovăi. Fac o paranteză, la noi, fost uceascovăi, sâmbătă și duminica era lija și ment. Am de la o lună și mai îndreptam măsăli, schinarea, se pregăte de noi aventuri. Și-a venit uceascovăi, a parcat lisapietul, un catafon albastru, altul roșu, mă cheamă într-o parte și zice: «Și faci să-i așa aici, băi? Îți completim sfiterii și chiar nu-ți vede și facem, zici». Zice: «Am înțeles. Ei câți-s?» Zic: «Ei patru. Voi câți?» Zic: «Noi șes». Apios cu voi, dar... După cum ați înțeles, pe noi mai mult ne-a educat satul decât școala.
Unicul sfat care ne l-a dat profesorul de chimie a fost aista. Spiritul nu-ți bie curat. Dar dacă omul a băut spirit curat, trebuie să-l chiși în gură, că să-l strângi. În viață, sigur, tată, ne-a trebuit sfatul ăsta. Eram chiar la lecție de chimie și am salvat viața profesorului. Unii sunt experimentele, da? Unii, odată a venit numai cu carbit și a zis, vă arăt astăzi efectul turnesolului. Zic, am ușa, când așa în clădirea asta, când a bubuit odată, noi nu găsim stângători de flăcări, nu găsim măști antigaz, el nu găsește dinții. Până la urmă am găsit noi o lopată, patru scânduri, o cruce și am încheiat reușit experimentul. Tot și experimentul a avut o importanță mare pentru noi. Noi după asta am avut prima școală în aer liber. Frumoasă amintire, mie îmi plăcea la școală, îmi plăcea când venim cu excursia la Chișinău. Ne duce la zooparc, la carusel și la cimitirul Doina. Deși ne duce la cimitirul Doina pentru că noi avem lecții de informatică, dar calculatoarele n-avem. Și trebuie să ne arăt cumva scrisul Microsoft Word cum e, da? Și zice profesoara, zice, vedeți scrisul ăla așa pe o parte care e... Și zicem, da, italic. Scrisul ăla gros, moșcat, așa, vedeți? Da, bold. Scrisul ăla care nu se înțelege nici acolo, vedeți așa? Da, este de doctor. Și cum vă spuneam, ne ducești pe la zooparc. Voi nu aveți impresia că ne duce la zooparc, de fapt, nu ne duce pe noi să vedem animalele, dar animalele să ne vadă pe noi? Mie îmi place leu, da? Leu era cel care stătea în cușcă, nu nișca deloc, e că așa stătea tot timpul. Parcă era un fel de psidatel de ăsta, el are 40 de tractoare, are 16 combaini care cară grâu. Știți copiii, leu, 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 leu! Și el, da, eu sunt leu. Și nu-i leu, eu sunt leu. Și aș mânca o căvrioară, măie. Și copiii cumva mai aduc de acasă chestii și eu pus mamsa și aruncă la dânsul și el. Eu ți-ai prostul morcovul ăsta, zice, să-l bag în cur morcovului ăsta. Și ai văzut la biologie? Tu doi, și ai? Și că ai în ultima bancă cărțpiți zbracate? Și nu mai ce de asemenea la carusel? Îmi plăce la carusel, dar voi ați văzut că la carusel într-o construcție la roata dracului stău o romaniță și unica securitate asta e un curcioc. Parcă eu închid țara buboșii, știi? Opa! Tu știi învârtești, mai fă un cerc. Dacă așa ieși cu asigurările, știi, să faci și asigurări pe viață, când duci la roata dracului, zic că uitați, avem asigurări pentru salt cu parașută, fără parașută. Avem asigurări pentru brat, că asta nu-i him, că asta e iarbă curată. Dar e ca asigurări pentru sticăte cu roata dracului, n-avem. Eu când eram acolo sus, când auzi bolturile cele care scârții, un singur gând ai, te rogi la Dumnezeu. Zicem, Doamne, dacă există, voi te rog ca bolturile astea care scârții, nu la mine când am și eu sus, e ca la următorul. Eu nici nu păcătuiesc, e ca el, eu l-am auzit pe dânsul, când trecem pe lângă viceu, s-o beșit. Și au crezut că noi n-ați observăm, dar noi am observat. Eu nici nu păcătuiesc, eu nici nu spăl hainele duminica. E ca mașinca spală. Dacă trebuie, aduc mașinca, o încărcăm în romaniță, punem curciocul, când ajungi sus, trântește-o jos de acolo. O întoarcem înapoi pe garanție. Dacă tot am grei spălat, în timpul la COVID-19 a existat campania Spală-te pe mâini, eu vreau să inițiez campania Spală-te pe picioare. Deși pentru că voi sigur ați fost undeva la o masă unde put o pereche de cșoare, da te stac. Și tu și faci în situația asta, te duci în camera vecină și îți înroși cșoarele tăile. Și atunci, dacă s-a tăli veșnică pomenire, sau nu s-a tăli și tu vii cu cheptul deschis, plin de siguranță, și zici,
La care put cucioarele aici. Și toți râd în afară de cel care chiar îi put cucioarele. Mai rău decât atât asta și care le put cucioarele vara în tapși. Cum e posibil că atât aerul de un univers să nu iei putoarea de la nasul meu să o duc încolo? Mai sunt babile astea care când mărg sau de... Și dacă mai puti, rugați-vă să fie icșoarele și nu altceva, că... Dar tot că vă spunem despre mesă, când e vreo masă de sărbătoare, la mine mama are o vorbă de asta care... Dar nu ne-am gătit? Vă primim și avem? Nu ne-am gătit? Nu ne-am gătit? Eu un tipul ăsta not în coș de cartofi până aici. Pentru tot felul de vinegreduri. Nu ne-am gătit? Pe masă stă carne prăjit, carne șartă, carne împțită. Și vine tata și zice, un șașlic ar trebui. Un șașlic ar trebui în zal, stăteau farfurii de rășturi, una lângă alta. Dacă vrei să te duci după marariu și ăla de pe gazetă, trebuie ca la olimpiadă. Nu ne-am gătit, dar pe masă servirovcă, cuțit, lingură, furculiță. Tata, când o văd că este lingură, furculiță, cuțitul, trebuie să punem și un ștor, cred că așa e eticheta, nu știu. Bunelul, când am văzut cuțitul, luat o mână, zic, vreo strel, că trebuie și preteți pregătiți aici. Pe masă șervețele, de unde șervețele? Bunelul văd șervețele în jupă, spăla subțuarul cu dânsele. Și dacă scăc ceva jos, chipurile nu se mănâncă. Da? Eu am scăpat o jumătate de banană și mama zice, tu și-o arunc la urnă. La urnă? La noi, tot timpul, urnă au fost găinile. Tu și aruncă la găini și eu rămas pe masă. Dar în sat, nu dai Dumnezeu să mănânci banane înainte la oaspiți. Pentru că ele sunt numărate. Prima mănâncă ei și tu și rămâne de pe corș. Eu am văzut în sat banană de 3 ori. La anul nou, la Paște și la Paștele Blajână am văzut banană de la Paște. Și au zis că duși o aruncă la urnă. Eu când am văzut că banană și-a chicat jos, eu am înțeles că Dumnezeu există și El vrea ca în seara asta eu să mănânc banană. La noi a fost o strielcă pe stadion în sat la o banană, ca să... Unul îl ține pe altul de gât și zice, dă drum la banană, dă drum la banană! Zic, tata, ieți-o! Tot mai este așa o chestie de sărbători, că la noi trebuie și neapărat curat în tăt casa lună. Pentru că precis să-ți vii scorchea și de cumnata Rita, care aghii așteaptă să vadă rapănul din spatele căsei. Am încheiat citatul de la mama. La noi când vine cumnata Rita, parcă vine inspecția sanitară. Noi nu ne gândim de venirea lui Hristos, cum de cumnata Rita. Tot era ideal, tot era curat, ideal. La noi când vine cumnata Rita, gâsca devine adevărat lebădă. Toate covoarele scoase, scuturate, cu șerul de călcat călcate, înapoi așezate. Dacă era Mr. Proper ziu și vedea curățenii de la noi din casă, trebuie să zică, ia, șoc, ce ești la voi? Și așa se poate. Eu la fel, adică frumos îmbrăcat, ca la 1 septembrie, cu unghiile tăiete, nu cu dinții, da? Tăiete cu foarșele, tata, în costum de nirii. Bunelul, legat în pot, n-al vadă nimeni. Și toată lumea pe stres, toată lumea pe stres. Mama de aici, împletește un colac de aici, faci rășturi. Tata de la stres a început să spală farfuriile. Papagalul singur a învățat, am belit-o și-n blanc olivii. Am belit-o, am belit-o, am belit-o, am belit-o, am belit-o. Cei mai fără de stres era bunica. Și normal că era fără stres, era moartă și este mai... Ce am vrut să spun eu cu tot asta, prieteni, da? Băi, fiți autentici, nu uitați niciodată de unde ați venit și mâncați banane atunci când sunt. Mulțumesc pentru atenție, eu am fost Alexandru Ghețan. Iar acum întâmpinați cu aplauze tata copchiilor Vlad Slusarenko!
Bună seara încă o dată. Bună seara. Da, eu sunt tata copchilor. Recent am înțărcat copchilul. Cu mânuțul este, vedeți? Cu mânuțul este. Haideți vă spun cum s-a întâmplat. A venit femeia la mine, mi-a dat copchilul și a zis: sănătate, Vladic! Eu mă duc! Eu am plecat. Răbdare ți-a! Zic, unde te duci, femeie? Lasă-o, zic, și cu tine, care mă leș așa. Cine a înțărcat copchii? Știi și asta, da? El plânge. El plânge, el stă la mine în braț, zice: tata, de. Zic, și să dau, eu singur vreau, dragul tati, și să-ți dau. Copchil narcoman, asta se cheamă copchil narcoman. I-am dat niște lapte praf, l-o tras pe nas, serios. Am găsit în congelator niște lapte de la mamă, s-a încă rămas. Păi nu i-am încălzit cu zajagal, că în lingur nu a fost chipe, nu mers. Noroc că nu putem merge, că aveți să-l găsesc prin parc, știți, plângă mamele este cu copchii, cu cărușoare și eu, te rog frumos, ajută-mă, nu-i rău. O leacă de țâță, te rog frumos, nu-i rău. Mama, nu-i, te rog. Înge, două zile o plâns tare o plâns. Era fereastră deschisă la balcon. Și a zis două variante, zic, sau sar eu, sau îl arunc pe dânsul. Ei, glumesc și cu voi. Eu n-aș fi sărit niciodată și... Da. Eu nu înțeleg sincer dacă sunt om rău sau nu, dar eu nu știu cum să-mi fiez copii. Mi se pare... Nu m-ați judecați. Cum e asta? Să vină un copil străin duminica la ora 7 dimineața să se trezească. El de asta așa mă trezește așa de grabă că să-l duc mă repede unul la luat. Bună ziua! Eu să-l dau înapoi. Vedeți că practic nu l-am folosit deloc, e ca nou. Luați-l. Odată l-am scăpat jos, de era în husă, e tot normal, n-are zgârită. Dar am încercat ieșire, tăc mama copchilor a zis că eu m-am săturat, Vladic. Eu vreau să înțeleg copchilul. Ești faci și grijă de aspectul fizic, de cum arată după. Totuși o alăptat doi copchii. Și într-o zi vine la mine și mă întreabă, Vlad, dar... Deci, Vlad, dar țâțele mele sunt mari sau sunt mici? Întrebare de asta, capcană, știți? Normale țâțe, adică și... Nu știu, trebuie țâțe mari, ce-ți faci cu dânsul? Să puși așa într-o mână, nu încapă într-o mână, scurcă așa printre dei, știți? Le puși așa cu am două mâini, îți bagi nasul, trebuie să-l faci, asta cui trebuie? Asta nu trebuie la nimeni, asta. Dar știi că când am văzut prima dată penisul meu, se uită la mine și zice că, Vlad, tu ai bani? Și eu am zis, am. Și eu am zis, a, normal penis, e bani. Soția mea e medic. Știți, este așa un stereotip că medicii scriu rău. Nu e adevărat, la mine soția își citește rău. Ea este medic imagist. Eu nu știu, nici în ziua de azi nu înțeleg ce face. Ea lucrează cu imaginația ceva acolo, nu știu. Vine pacient, voi mă doare într-o parte, voi imaginați-vă că nu vă doare. Ceva așa. E greu să ai medic la casă, foarte greu obții un sex. Știți, înainte de primul nostru sex, în prima noapte de dragoste, i-am întrebat, Vlad, ai îndreptare? Sau cum ai venit așa? De la cine sunteți? Da, e greu. O trebuie să fac analiză, îți dau sânge, îți fac rentgen la penis, nu știu pentru ce trebuiește. Și nu de ajuns că e greu, dar și acum copchii încă e mai greu, știți? Pentru noi, astea care cu mă doare capul, asta nu scuză, înțelegeți, care ni somn. Nu am făcut și prin somn. Nu cum, eu nu dormeam. Dar noi știți care sunt, noi suntem acolo, da? Copchii adorm și eu, dacă și eu, seara, poate, ne? Și zici că nu pot, că am pus carne la șert. Am pus carne la șert. A cui carne pus-o? A mie carne. A mie șerbi de 3 zile, poate timp, să te uiți la dânsa... Poate trebuie de strâns spuma, poate... Fetița îmi spune, tăticu, eu sunt mai mare, eu m-am născut prima, Ștefan îmi emite el, s-a născut a doilea, zic, dragul tati, tu te-ai născut prima, Ștefan s-a născut ultimul, ok? Aici suntem.
Am o problemă, nu pot explica copiilor ce înseamnă economie. Noi ești mari, înțelegem, ei nu înțeleg, dar trebuie să le explici, pentru că s-au scunchit produsele, s-au scunchit carnea, trebuie metode radicale cu copiii. Da? Într-o zi eu zic, Cristina, vin și ai să mănânci, zamă de pui, mort. S-au gândit o leacă, au zis că e zdohnitor, nu mănâncă. Yes. De atunci la noi tăci mi-e scump, tăt conține pui mort. Atică vreau sneakers, dragul tate, știi cât pui mort este acolo? Hai, lasă. Mi-e fric, pune-o la încălzări, zic, vrei să moară puiul sau și lasă. Ești în dracu. Trebuie să mă obișnuiesc cu faptul că e crește și are păreri, dar vrea să aleagă ei, eu trebuie să respect alegerea ei, da? Am dat un exemplu, când erai mic, nu înțelegeam, noi eram la un spațiu de joacă, e zice, taticu, vreau la uliță, noi, eu o luam și noi mergem la uliță pentru bărbați. Da, pentru că încă nu înțelegi, eu acolo mă simt ca acasă, înțelegeți, eu controlez situația. Pentru tău s-a un pic neobișnuit, totuși să faci caca în pistoar, nu-i chiar ok, dar eu eram la mine acasă. Așa. Acum e crești, înțelegi, zici, taticu, nu, eu vreau la uliță pentru femei. Și eu intru cu dânsa la uliță pentru femei. Ea intră în cabină, eu stau acolo și mă uit cum intră femeile și se uită așa la mine și se gândesc. Tu încă nu te decizi și vrei să în viață sau... Și eu ca să îmi scot din, știți, privirea asta lor suspicioasă, așa, să mai descarc atmosfera, tot din când în când zic, hai Cristina, mai ia acolo! Dar și ei cadrul tașe. Eu iară zic, hai Cristina, că ne așteaptă acolo. E iară tașe. Într-un moment zic, hai Cristina, odată că ne așteaptă mă mică. O femeie nu a răbdat și o zic, dă-ne poașă, nu mai știam și putăi și vrei. Îmi fac griji ca fata mea să facă alegerea corectă în viață, inclusiv și bărbatul potrivit, dar îmi fac griji, că sunt tată de copchii, tată de fată, înțelegeți? Da. Și noi eram la plimbare și ne jucam acolo la un topogan și de noi se aproche unul, Dimca, este de care... Și pe urmă când cresc și eu bămbăuri cu rulul pe dreapta, știi? Și era acolo o țavă, era un parapet, el s-a puc și trage. Și vine mamsa și zice că, bravo, Dima, bravo. Arată-i, fete, că tu ești puternic. Fata mea sute așa la dâns, sute la mine, sute iar la dâns și spune lui ea. Și trage din trupa și stila este umaninată, că este ca așa. Rupe floare, număr până la 5, desenează un soare și trage din trupa și ea. Nu înțeleg. Dacă mă tem că aici ar să vină peste 18 ani, ar să-mi bată pe la ferestre. Aaa, eu nu coașe. Dar eu nu vreau să fac cineva cu fata mie și fac eu cu mamsa, ok? De asta eu vreau acum să vorbesc cu dânsul, cu jinerele meu. Este așa o teorie că dacă te uiți în sus și vorbești cu voce tare, universul face așa că omul ăla te aude. Dimca, Iura, Denis, cum te cheamă? El moare vreo 7 ani, nu mai mult. Dacă vrei să faci sex cu fata mea, mai întâi cu Nilingus. Și spui? Și asta cu Nilingus? Uite, înainte de a colora cu flamasterul, trebuie întâi să țineți cu creionul simplu, știi? Nu așa cum faceți voi mâzgăliți să fugiți la joacă, dar normal, apăsat cu creionul simplu, să cunoască marginea. Prietenii, vă mulțumesc că eu am fost Vlad Slusarenko. Iar acum, vă rog, călduros să-l întâmpinați pe cel mai drăgălaș, băiat din Stoianovca, Ivan Lulenov! Bună seara, Palatul! О, работает. Как дела у вас? Все хорошо? Не устали? Класс! Круто! Вы замечали, что в последнее время люди очень мало критикуют власть?
Очень мало протестов на улице почему-то. Поэтому я решил сам взяться за это, потому что я голос народа. Я буду критиковать конструктивно по фактам. Майя Санду, она что? Она как бы взяла, но это что? А ничего. А потому что если берешь вот так, то оно не идет. А Европа, Европа, но мы с другой стороны что? Кулек. Я могу. Ну, любую личность скажите, я конкретно по фактам про песочку. Тяжелые времена сейчас, очень трудно думать про что-то светлое, например, про любовь. Но я попробую с кем-то познакомиться. Девчонки, поаплодируйте, кто пришла сама сегодня без пары. Есть такие? Поднимите руку, в первых рядах есть кто-то? Так, где? Вот тут девушка хлопала такая, вот, что-то, ковер как будто одета. Ладно, здесь есть девушки, посмотрите сюда. Есть кто-то? Мне нужно интерактив маленький, я песню спою. О, привет, как тебя зовут? Света, ты сама? Да? Все. У меня для тебя, ну, кое-что есть. Не буду петь, хотел показать, что умею пальцами. Не сильно везет с девушками, и я знаю почему, потому что из-за первой любви, школьной, ее звали Лена, следующая песня про нее, про Лену. Ты выбирала медленный танец и приглашала другого парня. Я в стороне, опять без внимания, не для меня. Твои касания, детские травмы, все поэтапно. Боли, страдания и плачет Ваня. Годы ушли, так невозможно вернуться в прошлое, чтобы, Лена, чтоб выстрелить тебе в колено. И танцевала ты медленно, так медленно, так медленно. О-о-о. Я буду петь, как Джон Леннон, и ты, хромая у сцены, с простреленным своим коленом. Глубоко, и нафига твои большие сиськи, когда простреляны мениски, и ты ушла по-английски, но недалеко. Вот. Класс, класс. Суперский зал, отличный зал. Шуток уже было много, поэтому хочется что-то сделать совместное, какую-то энергию, знаете, эмоцию дать, которая сейчас, вот есть одна мысль, которая сейчас во всем мире, вот прям все об этом думают. Сейчас мы это сделаем вместе с вами. Мне нужен от вас только бит. Нужен бит такой. Да. Номер, слава ЗСУ, Путин номер, проиграл войну, Путин номер. У меня новость хорошая, уже закончилась война. Почему? Мертвый. Путин номер. Я не хочу выпускать эту песню, потому что знаю, что станет хитом. Не хочу ходить по улицам, и все такие, это же этот, Путин умер, который. Этот. Да, я сейчас очень сильно переживаю из-за того, что происходит в Украине. Очень больно из-за этого. И меня украинцы очень сильно вдохновили на такую вещь, как любить свое. Любить все свое. Свою родину, свое... Да. Любить свое село, свое лицо, свой язык. Я говорю в ультиму контексте, когда я говорю румынский,
Da. Cântecul se numește Dialogul interior a unui moldovan. Fiecare zi mă chinuie un gând să mă duc de la țară sau să rămân. Și-am hotărât, nu mă duc de pe acest pământ. Am să rămân, am să rămân. Dar dacă mâine buhnească rachetă rusă în aeroport, o să te văd cer de patriot, o să stai la vama primul la rând. Nu am să rămân. Dar dacă mâine nu va fi gaz, dar dacă mâine lumina o stâng, ce o să faci, a? Am să rămân. Dar dacă cineva din ambasada americană o să spună, ai câștigat green card, Vania, poți la America să pleci în curând. Eu am plecat, oi zic am să rămân. Și da, eu am cetățenie din România, dar dacă cineva am să rămân, 100% am să rămân. Și da, eu am niște neamuri de la Germania, dar dacă cineva am să rămân, atviceaiu, am să rămân. Și da, eu sunt fricos, eu chiar mă tem când tata la un nou dischi de șampanie, pentru că bohnească și mă sperie, blin. Dar dacă cineva am să rămân, am să rămân. Vania, tu desigur, bravo ești, cântec plăcut, cu un frumos text, glumă amuzantă despre Germania, dar spune-te rog, de ce ai fugit de la Kiev, a? Pentru că de mult n-am văzut pădurile din țara mea frumoasă, pentru că prost am vrut prin satul meu să mă plimb, pentru că mi-a fost dor de mamă și de casă, dar dacă ceva se întâmplă aici, pa-l-o-pomul rămân. По-любому, скорее всего, депинди де ситуации, рамын. Мулцумес, рамын, изичей, драч, амфос, Иван Ленов, пока! Acesta a fost Ivan Iulenov, aplauze lui! Aplauze vouă, fiindcă ați venit! Vreau încă o dată să-i aplaudăm pe comedianții noștri Victor Vizitiu, Igor Cepoi, Dmitrie Leontiev, Marin Madan, Sergei Vulcanescu, Alexandru Ghețan, Ivan Iulenov și eu, Vladislav Slusarenko. Vă rog foarte mult! Palatul Național a fost visul nostru, vă rog foarte mult să facem o poză împreună. Pentru asta, scoateți, vă rog, telefoanele, puneți biecul la telefon și permiteți să ne să facem o poză cu voi. Wow, da, mai multe, mai multe! Mulțumim că susțineți Comedia în Moldova. Asta a fost stand-up național! Stand-up național. Uite departarea acolo ceva de sare. Stand-up național. Stand-up național.